grămadă. Nu, potrivit marca. Ea doi cu câte date actele, da. Nu s-a prezentat, dar ei nu s-a prezentat. Da, da, da. La noi niciunul. Și nu te-au somat, nu ți-au spus că încalci legile, hai cu noi, nimic. Nu s-a prezentat, nu s-a legitimat. V-ați văzut la televizor, că am înregistrare la TV pe disc. Nu s-a legitimat, nu a cerut acte absolut, nu m-a întrebat cine sunt. Oleg, cred chiar în procesul ăsta judecătorul trebuie să țină cont de faptul că noi nu mai... Vreau să-i puternicit un meeting legal. Exact. Nu știu. Asta de-am drugii rază. Nu, scriu o plângere la procuratură. I-a dat în legal. De ce nu? Polițiști, da? Dar vezi că noi nu suntem liberali. Suntem extremiști. Scuze, eu ce am mai fost în cazul cu Partidul Liberal și cu mișcarea Acțiunii Europeană. În legătură cu asta și nici clipi, nici Dalia Pavlicencu, nici Madame Valentina Cușnir nu pomeni despre noi. Toți sunt despre Partidul Liberal, de zărici la ProTV, la DTV, dar nimeni nu știe despre cazul care face. Folosesc... Și-a fost la ProTV, dar și nu se uită la ProTV. Folosesc cazul acesta în calitate de tribună electorală. Da, dar de ce nu pomenesc toți cazurile de pe care vreau un caz. Din cotul. Schimb de legătură nu mai este cazul nostru. Când eu văzut, era văzut, cum fost Alina ieri. Și-a prezentat toate actele și-a zis că să-i reproșăm o tardă că nu să aibă întâlnire la Bruxelles la sfârșitul lunii. E un comentariu pe site și am comentat puțin chestii. Că ei fac propaganda electorală, dar nu... Te așteaptă de o instanță, băi. Deci chiar la întrebarea pusă cu la momentul ne v-ați explicat mai așteptați între careva persoane care trebuie să treceți în măsură dată. Au fost așa discuții în fața automobilului. A fost între dumneavoastră și stand. Da. Între deci nu eram singur, eram de asemenea cu colegul de serviciu care patrulam împreună, era domnul Costișan. Costișan. Greșeam din faptul că nu sunt. Ați spus că așteaptă dintre careva persoane care deci au preconizat o măsură de protecție. Și mă răspuns că așteaptă dintre persoane care au preconizat protecția. Da, o măsură de protecție. Dacă chiar să mărturisesc instanțe, câte persoane au participat la momentul la poliție de mediu la acest protest, în fața ambasadorului? Eu deja am dat răspuns, deci dumneavoastră erați singur și ați spus că așteptați altă persoană. Aveți în vedere din partea cu câte persoane? Matare erai cu cine? Sau ei cât erau? Poate stau tare. Domnul Stan era singur. Erai singur, da? Altă întrebări. Ați zis că aveam lozinci. Ce lozinci aveam? Aveați spre dumneavoastră lozinci, eu nu vreau memorizată în primul moment. Dați memorizații în scris? În scris, nu am memorizată, eu... Cunosc că aveați lozinci,
De Cristian Bărdușean mi-a dat scris eu, pentru că mi-am notat. Ce fel de material a scris? N-am luat analiză prin scris și tot mai multe. Nu vă amintiți, da? Ce am discutat? Cu mine ce am discutat? Deci no, întrebarea care a fost, pe numele odată, deci m-am adresat, domnul Brega, aveți prezentat, de ce ați refuzat să prezentați autorizația dumneavoastră, că... Stați, domnul Mădăr, acum dumneavoastră sunteți martor că dați răspuns la întrebările. Întrebările au fost ce ați discutat cu el. Am întrebat dacă are asupra sa autorizația de trei și măsură dată. Adică întrebarea care am discutat în privința autorizației pentru... Юристы Станислав, депутация. Константин. Константин, дата шану нашли. Минулости от зашасы, сделал дой, обстреч. 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 А протеин нам черут дела Дурму Брега, сам президенте авторизация дата. У меня лу имел презентату привинту, мы нашли инициарии, привинтивы, адреса примарии, прикумка на него. Декларация прямая. Dar din ce motive ai ieșit trebuie să aibă autorizație sau trebuie să aibă autorizație? Pentru că știm că un meeting sau alte desfășurare publică trebuie să aibă o autorizație care informată primărie sau conducere, precum că are loc. După ce am verificat aceasta, am științat secția de gardă, unitatea de gardă a Dumnezeu Serviciu. Până la sosirea superiorilor, am cerut domnului Brega să siteze un meeting dat pentru că nu dispune de autorizație. Până vă veniți superior să se clarifice mai complet. A început să scandeze mai departe plenozicii care străgau, cu aceasta a început la adresa noastră să... Bineînțeles. Jos cum ești, sunteți toți niște incompetenți, sunteți o adunătură de incompetenți. Nu sunteți incapabili de a vă duce serviciu, nu sunteți de a reține persoane, nu aveți dreptul. Sunteți... Suntem conduși de conducerea noastră. Ce? Eu rugat să-i urmeze la Comisariatul de Poliție. Pentru... Eu rugat să-i urmeze? Eu propus să-i urmeze la Comisariatul de Poliție. La locul de efectuare semnice. Până la ora a fost că au încercat să-i urce o mașină, acum, să-i urmeze să-i urce o mașină, până la ora n-au fost de acord, au început să-i pună rezistență. Mai departe, am asta nu sunt.
Nu cunosc, pentru că am plecat în locul director la serviciu. Și totodată puteți să-mi spuneți cine din ei până aici? Cine din ei până aici? Bineînțeles că toți, pentru că nu îmi doreau să se urce. Credeau că autorizația dată în declarație este... îi permite să facă etichetare, pentru că ei se credeau că ei se încarcă, se încalcă drepturile. Și ei, în felul acesta, au liquidat să la poliție? Bineînțeles, pentru că... Bine, prin ce s-a manifestat refuzul de a-i urma la poliție? Puteți să mă spuneți, prin ce? Prin faptul de... A început să-i bruște, să-i dați de pace, suntem, noi suntem în drept, a început, uite ce este. Sunt jurii la adresa noastră. Cum te rog? Pe nu am diferite cuvinte. Îmi spuneți și nouă. Eu am spus, a repetat, sunt ce sunt argumente în mâinile comuniștilor, face ceea ce se spune, sunteți... Nu, jurați. A spus, au început să ne înjure. Cuvintele înjurătură. Ce? Marionica nu înjurătură. Au început să ne spune cu... cuvinte care... cuvinte urele, de exemplu... Vă permit să spuneți. Măcar unul. Pentru a înțelege că de dumneavoastră mă dăie pe înjurat. Nu, cu călăilor, dați-ne pace de acestea. Călăilor, vă? Tocmai. După care, eu nu se duce mai departe. Dumneavoastră, mă înțeles din copul meu de trei, da? Nu știu. Și n-ați asistat cândva la reținerea lor și ați părăsit locul, da? N-ați asistat cândva la reținerea lor definitivă, nu? Am asistat până la momentul în care tine lor au fost urcat în... În automobil. Da. Adică până la asta și... Am asistat până la momentul în care tine lor au fost urcat în automobil. Spuneți-mi, dumneavoastră, ați scris raport. Deci cum nu, pentru că eu am plecat din partea serviciu, nu vreau redus în comisariat. Ați precis acolo? În domnul. Nu, nu a fost prezentată silința de înregistrare de la PTV și aici sunt feții de persoane la care au participat acolo. Uite așa, o să verific eu și am spus că sunt deja la un moment dat și o să mă uit și pute de ea. Înțeles. Bine, întrebări. Domnul Stan, poliția. Nu mă întrebă pentru că nu eram în urmă. Lăsă-vă, obligatoriu să le întrebări. Așa, domnul Grăbăriu. Documentele, dacă n-ați cerut documentele care este... Bineînțeles, eu nu-i fost. Cine vă le-a numat și sub ce formă? Domnul Grega nu le-a numat. Sub ce formă? Formă deschisă. Adică era o foaie, două, trei, mamă? Era o foaie. Singură foaie? Două. Domnul Grăbăriu, formă nu e clară. Adică am vrut să concretizez, era o foaie sau mai mult document? Da, câte documente? Dacă le zici ca soare, ca asta erau mai mult. Era numai o singură foaie? O singură foaie, eu o singură foaie. O singură foaie. Că eu am rămas la mână. Și eu am rămas la mata? M-am dat-o superiorului. Că ești transmis la superiorul, da? Grigoriu. Da. Mă frecă. Ce număr de insignă a fost? Ce? N-am înțeles. Număr de insignă. 0127. Da. Dacă vă amintiți, v-am dat un plic ca aia asta. Așteptați-vă. Nu văd din insignă, zi-mă. Îmi pădă trebuie dat, sper să scrie mă procesul de la... 0127. V-a transmis la o serie de documente asemănător celor ce vă prezint? Dumnealui mi-a transmis foaia în care e... Nu v-a transmis serie de documente. Nu mi-ați transmis serie de documente.
Am crezut că putem continua. Dacă nu am o foaie, am transmis, nu mai am. Nu, deja de mine. Înțeles. Nu am așa. Bună ziua. Bună ziua. Cu Iosif. Iosif. Veniamin Vasile. Mai tare până domnul Brega, pentru că practic întâlnim desigur. Da. Da. Dar noi în fiecare duminică, prin Vremina Publică, dar nu avem până la sport. În legătură cu Vremina Publică, ce faci? Da, de Vremina Publică, sunt întrunii diferite. Și eu cunosc, a fost un caz 27 de ani. Nu cunoașteți. Practic cunosc tot, vă spun că... Vizuale cunoașteți? Da, vizuale cunosc tot, vreau să vă spun care este. Dar știți economici familie sau mai? Nu, nu. Domnul Brega, a fost din familie că vă spun care este toată. Mi-am urmă, pierdeți până tot când vreau să vă zic. Eu sunt comandant acolo și practic de care vă spun. De care mine, că mi-am urmă într-un urmă în pasul cădena publică, pe lei clasă, mai sus de monumentul Pușkin, pe, în apropierea Ministerului de Externe, s-a aflat trei persoane. Care scandează, care va duzi. În momentul nu mai am văzut, dar... Ajungând la fața locului, în adevăr, am avut trei persoane care scadau lozinci jos comuniștii, demagogilor, dar văzând pe noi, am început ca și în adresa noastră. Duleilor, marionetilor, marionet celor, așa, marionet celor. Marionet, eu chiar așa spun, marionet în mâinile comuniștilor. Proștilor, inalfabeților. Dar probabil, Brega și deoarece îl cunosc ca liderul, din așa spun, Hyde Park. Organizații Hyde Park. Prezentându-mă, am cerut ca să prezinte autorizația. A fost pentru întâmpinat de a înceta strigătile și șuieturile care făcea dumneavoastră, deoarece de acum, din Palatul Sindicatelor, s-au deschis feretele, lucrătorii care cerau mață zi de lucru. Lumea tot a ferească, cu de gălăgie. Însă dumneavoastră, categoric refuzat pentru ce nu fac atenție. Deoarece eu nu reacționa, mi s-a propus de a ne urma la automobil pentru a deplasa la Comisariatul General. Pentru a fi documentat. Deoarece nu reacționa, s-a propus de a ne urma la automobil pentru a deplasa la Comisariatul General pentru a fi documentat. Dumnealor, la fel categoric, au refuzat și am început din nou să scandez de adresa noastră lozinci pe cele care pot mai spune. Dulăilor, proștilor, la fel, jos comuniști și în adresa Ministerului Justiției, cu cuvânt în cuvânt, vă știu că ceva nu îi trebuie, este Ministerul Justiției, care este marionetă în mâinile cuiva. De Externe, ce spune. Pentru a întrerupe acțiunile, când a documentat cazul, deoarece era... cu aceste lozinci, deoarece nu era autorizație de a trece această manifestare, acest meeting, trebuie documentat. Și de acum s-a primit că dumneavoastră pe noi ne-au insultat. Și-au insultat. Așa, corect. Ne-au numit dulei, inalfabeți, proștilor. Hotărârea Curții de Apel, prin care a fost anulat decizia sau
deci primările și meu, prin care li s-a refuzat de trecerea acestei manifestări. Nu cunosc, dar la moment nu avem nici pe anul la mână, adică să o prezinti ca o cealaltă Și nu v-au prezentat? Nu. Păi de ei insist că v-au prezentat. Vă spun că nu au prezentat. Dacă o prezentam, atunci ne clăcam, vedem care e situația, de la anunțam. Admirul la mână, atunci nu avem așa. Cine trebuia să anunțați? Verificăm dacă într-adevăr, facem legătură, verificăm dacă într-adevăr e tare ceva. Dar mi-a luat la mână, nu avea așa ceva. Nu avea o putere de funcție de Nu avea. Câți poliții știu au participat la reținere? La moment acolo? Da. Eram patru noi care pe uniformă și... Puteți să-i numărați? Am spus, domnul Chiorescu e primul voluntar, domnul Stoian și domnul Dar. Da. Și mai apoi a apărut comisariatul Vulcan pe civil la 23. Dacă v-ați deplasat în împreună cu domnul Dar, e la toate trei locații. Trei locații, adică ce ai văzut? Unii au reloc, protest. Puteți să ne spuneți mai concret? Dacă mai concret, dacă dumnealui a participat și la, s-a deplasat și la ambasada României. Da, cum? A trecut, deoarece era informație că se apară cineva, tot la repartul, se apară la ambasada României și la Franco Bălicianul ăștia. V-am opus rezistență? Eu v-ați să apropieți, vă salutați, dacă țineți, vă aduceți aici. Și eu nu v-am dat mâine. Deci o rezistență n-am, n-ați observat. Eu nu am observat, dar de noi tu nu mă cunosc și dau mare. Jos, mai jos, nu v-am ultragiat. Erați împreună toți trei, v-am ultragiat într-o formă. Nu? Nu. Și întrebarea următoare, de ce a refuzat să uite pe dumneavoastră, da? Da, eu m-am prezentat, fiind responsabil. Nu dați explicații. M-am prezentat, am întins mâna, s-a prezentat eu. Eu cu dumneavoastră n-am făcut de vorbă, dar nu. Și nu cunoaște de ce el, da? Arivați în față lui. Alte întrebări. Acțiunile... Și ultima întrebare, acțiunile dumneavoastră, ca autorul de poliție, erau coordonate cu mai eu, Comisarul General de Poliție, sau cu APL, Comisarul Public Local. Da, acțiunile dumneavoastră, în reținerea persoanei care desfășurau proteste, erau coordonate cu Ministerul Afacerilor Interne, Comisarul General de Poliție, Cine e numit local? Numiți din tribuna instituției, vă rog. Noi suntem polițiști și singur știm când trebuie să reținem, adică cunoaștem legea și știm când trebuie să reținem, cum este persoana în cald sau nu în cald. Domnul Rostișanu, scrie răspunsul că cunoaște singur și nu ați coordonat cu nimeni din organele unui judecăte. Conform legislației, că nu e fost. Vă rog să-mi spuneți cine a coordonat operațiunea, cine era cel mai mare în grad? La rețelele noastre de față în celălalt acolo, de externe. În gratea, eu cu domnul Dare avem mai mult. Ami, cine a luat decizia de a fi judecat? Ce la fel, conform legislației, guvernul dumneavoastră a călcat ordinea publică. Toți opt polițiști prezenți acolo au decis pentru sine? Sau cineva a ordonat și a zis că... Mi-a întrebat pentru 8 polițești, vă rețin. 8 polițești, se vede în film. Cine a decis pentru ei să fie ridicat spre oameni? Eu am dat răspuns. Conform legislației a fost reținut și condus la comisariatul general. Bine. Dumneavoastră m-ați condus pe general la mașină. Da. Așteptați de să terminăm discuția. M-ați condus pe mine la mașină, personal. Erați singur sau însoțit de cineva? Nu vă cunosc. Personal, de mâna... Erați singur sau vă mai ajuta cineva? Nu, personal, pe dumneata, singur. Eu mă opuneam sau mergeam cu mine. Descriți, vă rog, comportamentul meu de atunci.
La moment când ați fost preîntâmpinați de a înceta că o să fim nevoiți să vă conducem în Conțăreatul, dumneavoastră ați refuzat categoric de a îndeplini. Și am fost de asta două, trei ore ați fost preîntâmpinat și când s-au luat decizia de a vă conduce la automobil, dumneavoastră, arăt că de bună voie n-ați mai, așa? Domnul Pustișan, vă pus întrebări concrete, adică în ce a s-a manifestat acțiunile lui de refuz de a merge la... Refuzat categoric, spus că nu mai la... De ce s-a manifestat? Verbal sau prin acțiune? Verbal și prin acțiune fizice, adică a început să... Să tragă de la dumneavoastră? Da, să tragă, da. Da? Trebuie să ne aveți familie? Domnul Rebrega, domnul Cristă, și pe domnul familie Mătunță. Vă place și pe Bega și pe Cristă? Tocmai, pentru că nu vor pur și simplu am întâlnit la manifestație. La manifestație, da? Da. Dar pe ce eu nu cunoașteți, da? După familie nu cunosc, da. După familie nu cunoașteți, nu vă cunoașteți. E de serviciu? Tocmai. Am declarat că, cum, am cerut să înceteze acțiunile și la care dumneavoastră a refuzat. Nu și le-am cerut să ne urmeze în inserat. Eu urmat din nou, da? Nu, le-am condus. Am condus în automobil. Ei, trebuie să spun și tot, că nu vreau de persoană să ne arăte. Ei, au vreo de vreo să ne arăte. Până le-am luat din mână și pus la pământ, asta. Personalul e la colegi, nu prealabil la toți. Când noi urcam în automobil, atunci când am venit în pământul. Adică la ei, proști, nu vreau așa. Nu vreau să mă așa. Da? Da. Reuniți-le cu mine, spune așa ceva. Câte persoane au participat la reținere? Câți polițiști? Nu am zis numărul de persoane care au participat la reținere. Polițiști erau mai mulți la timpul reținerii. Dar n-am întors atenție la câța noi. Ați înțeles sensul întrebării? Dacă ați coordonat acțiunile dumneavoastră, cele deja întâmplate la 27 martie, cu Ministerul Pașilor Interne, Comisariatul General de Poliție sau Primăria Municipiului Chișinău? De fapt, cu dumneavoastră, când a repătat, atunci eu sunat pe departe și a repătat. Dar la primărie nu am eu problemă și să uităm. Noi de atași ne-am reținut. Nu e vorba de primărie. Întreabă dacă sunt coordonate acțiunile dumneavoastră din 27 cu unele din organele denumărate. Au fost coordonate? În tocmai. Cine? Este la atași ne-am. Acțiunile noastre, autorilor de poliție, din data de 27, de 3, de 27, au fost coordonate? Cum se reține la Comisariatul General. Consiliul General de Poliție, nu primise la Pașilor Interne. Consiliul General. Consiliul General de Poliție. Adică în ce au constat? Ați raportat? Am raportat la Consiliat și a fost, mi-a spus, spus că deplasăm persoanele să le deplasăm la Consiliul General de Poliție. Da, ultima întrebare, dacă puteți numai persoana care o coordonat în cadrul Consiliului General de Poliție cu toată operația. Indicația în prezentul prin care îmi dă de gară. Indicația în prezentul prin care îmi dă de gară. Nu puteți să ne-ați persoană. Aș vrea să știu, vă rog, a spus că sunteți șef pe echipaj în ziua aceea, echipajul, mașina. Câți polițiști are în mașină? Doi șofieri și... Toți. Doi șofieri și dumneavoastră. Trei. Nu puteți să-i numiți? Doi șoferi și eu. Erau cinci oameni. Mașina dumneavoastră și cu o mașină. Brigă, întrebările puneți nu că erau cinci oameni, dar câte persoane erau? Câți mai erau în afară de aceștia cinci? Când nu răspundeți
Nu toate lucrurile erau și din cum se iată vulcani. Persoanele puteți să ne numiți? Nu. După cum e numit? După cum e numit? Mie personal nu mi-a spus acte și nu știu, în timpul de ține când am venit la fața locului, eu m-am pierd de domnul Grega, personal m-a apropiat, dar domnul Crescu nu m-a găsit. Operația a fost filmată de colaborator al poliției? De colaborator nu știu, dar era echipare de la poate. Mulțumesc, domnule. Mulțumesc. Așa. La domnul Grega sunt cele mai multe cazuri, de ce nu picirilă. Doriți să chemăm Serovian? Nu, mare parte acuzațiile de ultraj nu se reflectă în mărturii. Deja, de trei ce sunt scris, ați făcut cunoștință. Da. Pobudim. Da, mai ei nu spun nimic despre ultragerie, despre cuvintele convenite de polițiști, deci ei n-ar putea fi martori, toți erau la distanță prea mare ca să audă ce discutam eu cu polițiști. Nu, nu doriți să-i audiem, da? Doar înregistrarea sau reporterul de la ProTV putea auzi și putea fi imparțial. Pentru 17 aprilie, la ore 15:30. Nu deci acuzații și să mi se repede. Sunt negocuri ca și sunt colaborații. Îi sunt curte, dar spate este repede și în cazul meu e tot mai greu și mai greu. Dar ce îi spuneți cu... Băi, v-ați mântat pe arăba data. Dacă așa, v-ați mântat de semnăm. În baza acestei hotărâri trebuie să se decide dacă suntem sau nu vinovați. Numai că de data asta acuzațiile polițiștilor sunt foarte grave, de ultraj, de opunere de rezistență și de aceea probabil o judecătoare are dreptate că insistă să aducă cu toții de Camatul. Noi nu am început Camatul, probabil a fost inițiativa instanței și unii dintre ei au văzut care ținerea noastră, dar alții nu i-am văzut, totuși ne interrotează ceea ce declară ei. Sunt declarații contradictorii și absolut aberante, nefondate pe nimic. Mă rog, există, a existat de fapt ceva la ProTV și avem o mărturie video. În cazul nostru, în cazul meu, tot, nu știu, n-are nicio mărturie, era singur acolo. Și o să mergem mai departe. Am atacat deja, am anunțat procuratura, am atacat acțiunile polițiștilor, am anunțat OSCD-ul, deja ne-au anunțat că ei urmăresc acest caz, Centrul pentru Drepturile Omului, considerăm că e o încălcare flagrantă a drepturilor omului și nu putem să ne lăsăm bătuți. Nu este adevărat, nu este adevărat. Nu i-am nici călăi, nici dulei, nici marionete, cum zic ei, chiar dacă sunt niște marionete în mâna regimului comunist. Eu strigam că sunt marionete diplomații noștri, cei care sunt funcționari la Ministerul de Externe și care sunt marionete în mâna dictatorului de Voronin. Nu mă refeream la polițiști, dar acum cred și despre polițiști că sunt niște marionete în mâna regimului Voronin. Deci nu am ultrajat polițiștii, nu i-am numit călăi, dulăi, marionete, cu toate că sunt de acord, ei sunt niște marionete în mâna regimului Voronin și deci exerce presiune asupra cetățenilor liberi, dar nu am strigat la ei asta pentru că nu aveam timp, deci nici n-am reușit să deschid gura. Ați opus rezistență? Nu am opus deloc rezistență, nici unul dintre cei trei cu care eram eu la proteste de 27 ani. Și eu n-am Asta e parcursul. Nu, 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 nu,
Вот, что вы стремите, чем встречаются, ваши котяны. Алтик, замен. Замен. А, да, и пусть они сейчас для монтажа. Сюди час, час тоз Геннадий, кум сыпач копия, экзакт, когда есть капсаты, песни. Какие работы? Есть информация. Ну, хайте на ксерус, и скажем, не Команданту МПС. Да, мы поблагодарили для вас, для того, чтобы я не могу. Я не могу.